M-ați auzit bine? Produsul meu garantat va face din slagul acela neîmblânzit cel mai bun prieten al tău. Celor destul de norocoși să obțină o cantitate din această rezervă extrem de limitată, eu le garantez potență și eficiență 100% sau numele meu nu e Dr. Harlan Black. Ai văzut? Așa e ademenești, fiule. Mă simt obligat să vă avertizez că nu o să am destul pentru toată lumea. Dacă veți sta la rând, asistentul meu Tadeus va trece pe la voi. Eu vreau două! Eu trei! Dați-mi și mie! Și eu vreau! Vreau și eu! Prea bunule domn, va trebui să stați la rând ca ceilalți. Oh, nu o cumpăr. Mă întreb doar dacă ochii îmi joacă feste. Aș putea jura că arăți exact ca domnul căruia i-am interzis să fie aici. Nu pot sta în calea științei. Am un produs valoros și lumea ar trebui să fie liberă să aleagă singură. Oamenii ăștia mă ascultă pe mine. Peștera mea, regulile mele. Și ce se întâmplă celor care le încalcă? Lucruri rele, domnule Dayor. Exact, lucruri rele. Tată, să plecăm. Ascultă-mă, lașule. Tatăl tău nu renunță niciodată. Niciodată. Oile tale poate se supun, dar mie nu-mi spune nimeni ce să fac. Ce ne face ceea ce suntem? Nu! Durerea? Suferința? Triumful în fața șanselor nesigure? Sau altceva? Dă-mi laserul, nesăbuitule! În cazul meu, o ezitare de moment a dezvăluit un adevăr mai mare. Ce ai pățit? Dă-mi laserul! Mă predau! Oh, nu vă temeți, doctore. Mă simt generos astăzi. O să-ți permit chiar să rămâi cu ceva. Cu viața. Tată! Am spus că o să-i rămână viața, doar atât. Sau ai ceva împotrivă, doctore? Tată! Nu! Tată! Tată! Mai pune piciorul odată în peșteră și o să suferi. E timpul să înveți ce e munca adevărată. Duceți-l în mină. Nu! Adevărul e că în viața asta nu ne avem decât pe noi înșine. Terra. Viața lui Black. Așadar, aici, pe acest câmp de luptă, o zi pe care Slugterra și-o va aminti drept ziua în care ne-am zdrobit dușmanii și ne-am adus liderul înapoi la locul său de drept. Cine e cu mine? Du-te și înmoaie-i un pic pentru noi, apoi noi o să-l salvăm pe Dr. Black. Și o să primim răsplata. De unde știi că o să fie răsplată? Dr. Black nici nu știe că am venit să le eliberăm. Dr. Black îi răsplătește mereu pe cei loiali lui. Ai auzit? Răsplătește! Du-te! Arată-le ce poți! Iar noi o să vedem ce apărare au. Pe pod pentru victorie! Am venit după Dr. Black! Predați-l! În caz contrar, veți suferi consecințele! Preferăm consecințele! Să
nu vă mai apropiați. Avem noroc că sunt prea lacom să colaboreze. Din stalagmita 17 e aproape imposibil să evadezi, dar nu e inaccesibilă pentru cineva din interior. Nu vă temeți, nu ne pot ataca cu nimic, ce Prondo și gașca sa veselă nu pot opri. Ne descurcăm aici, Eli. Întoarce-te la postul tău. Bine. Chemați-mă la nevoie. Să văd dacă am ghicit. Câțiva dintre asociații mei sunt afară, încercând să mă salveze, nu? Își pierd vremea. Loiali până la capăt. De obicei, când ne întâlnim, fugi de vârcolacii mei. Acum avem șansa de a vorbi față în față. Mă lipsesc! O, te rog! N-ai să-mi pui nicio întrebare? Că tot veni vorba? Da! Ai putea să fii tot ce îți dorești. De ce, malefic? De ce nu-ți folosești puterea pentru bine? Nu oricine poate fi erou, Eli. Și dacă vrei să știi răspunsul la întrebarea asta, să înțelegi cine sunt, să ne întoarcem la locul unde a început totul. Peștera Piatra Topită. La vremea aceea nu găseai loc mai nenorocit. Aici avem propria justiție. Numai cei puternici supraviețuiesc. Și dacă ești rapid și isteț, te poți descurca și mai bine. Stăpânul tuturor, gangsterul Viggo Dare. Am învățat repede să am grijă de mine, în felurite moduri. Pentru a răzbate, trebuia să fiu un trăgător bun. Și chiar și în tinerețe, eram foarte bun. Da, el e șeful. Calmează-te, puștiule. Crezi că-mi pasă de un ceas? Acum lucrez pentru mine. Întrebări? Ce se întâmplă dacă refuz? Avem aici un comic, băieți. Tu îi alege pe cei mai buni, să știi. Eu nu primesc ordine de la nimeni. Te vei obișnui, ca mine. Nu vrei să-l superi. Și așa am început să lucrez pentru Viggo Dare. Același om care l-alungase pe nevolnicul meu tată din oraș și care m-a obligat să devin sclav. Nu era complet neplăcut. Pentru prima dată în viața mea nu-mi doream nimic, material vorbind. Am învățat cum să fac negoți și cum teama te poate motiva extraordinar. În scurt timp, mi-am dovedit valoarea. Am mai învățat o lecție de valoare. Oricât de loial ești, oricât de mult muncești, ești dispensabil. La o parte, Jim O'Shane. Ești unul din băieții lui Viggo. Cam departe de stânca topită, nu crezi? N-am greșit provocându-l pe un șei, ci gândind că, necedând, îmi voi arăta loialitatea. 6 luni și nicio vorbă. Am fost lăsat, așa cum spui tu, să putrezesc. Și când m-am întors... Am pierdut un întreg transport din cauza ta. Dacă mai pui piciorul în peșteră, o să suferi. Mai auzisem cuvintele alea. A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. M-am trezit într-o călătorie care se sfârșește aici, unde sunt azi. Înapoi în închisoare? Am învățat ceva de la gangsterul ăla nevolnic. Puterea e totul. Ca să ai putere, trebuie ca alții să se teamă de tine. Și cel mai bun mod de a ajunge temut de alții era să devin cel mai bun trăgător de slagi din lume. Ani de zile m-am antrenat în secret, pregătindu-mă pentru o trezire adevărată. Numai o persoană mi-a stat în cale. Tatăl tău. Regret, prieteni, noi nu ne-am înhămat la așa ceva. Renunțați, gașcă Shane, doar voi ați rămas. Țin să te contrazic. Tocmai a sosit cavaleria. Paznicii? Nu-s decât niște polițiști de la mol. Ne retragem și fugim. Ne bucurăm să vă vedem. Puteți conta oricând pe noi, paznicii. Fie că e un mol sau o cinema, un teren de joacă sau o piscină. Și acum o închisoare. Așa!
Slagi înseamnă putere. Cu cât ai mai mulți, cu atât mai puternic ești. Dar trebuie să știi cum să-i folosești, cum să-i supui voinței tale. Mă duelam cu toți cei care mi-acceptau provocarea. Mulți n-au făcut-o. Am pierdut, dar din ce în ce mai puțin. Apoi, într-o zi, un străin a ieșit din ceață. Maestrul invincibil, cunosc partea asta de poveste. Mi-a spus-o chiar ea. Fiecare poveste are două fețe, Eli, știi asta? Încă o dată. Amândoi vrednici, dar nu putea alege decât unul. Răul a pus stăpânire pe inima ta, Tadeusz Black. Un trăgător de slagi nu trebuie să aibă așa ceva. Iartă-mă, Tadeusz. N-am nevoie de tine. N-am nevoie de nimeni. Voi fi cel mai bun și voi fi de neoprit. Ăsta îți va face mari probleme, Will Shane. Da, trebuie să facem ceva. Ce se întâmplă? Așa este. Da. Ce cauți aici, domnule? Răzbunare. Mai să fie, comediantul s-a întors. Mai ai ceasul meu? S-a terminat. Mă predau. Peștera asta este a mea acum. Oricine mai este loial lui Viggo Dyer, să plece cu el sau va suferi aceeași umilință. Cei care sunt dispuși să-mi jure loialitate mie vor fi răsplătiți. Peste o lună vor lucra pentru mine. L-ai învins pe Viggo, i-ai ocupat peștera, te-ai îmbogățit, aveai tot ce îți doreai. De ce ai avut nevoie de vârcolaci? Încă nu, nici pe departe. Forțele mele creșteau, la fel și ambiția. Am cumpărat o linie ferată defectă și am transformat-o în coloana vertebrală a comerțului din Slagterra. Mulți au fost dornici să-mi dea drepturile necesare construirii. Pe alții i-am convins. Jim O'Shane îmbătrânise și nu mai avea forță. Nu prea conta. Până când s-a schimbat garda. Noul Shane a fost o problemă mai complicată. Trebuie să înceteze, Black. Intimidarea, duelurile aranjate, furturile, înșelătoriile. Nu ai căderea să-mi dictezi mie condițiile, Will Shane. Intră acolo, nefolnicule! Nu trebuie să faci asta, să știi. Poate că nu m-am făcut înțeles. Nu vorbeam cu tine. E în ordine. Vei fi în siguranță. N-ai să fii niciodată un trăgător de slagi. Niciun slag nu va mai fi dispus să lucreze cu tine. Atunci o să găsesc o cale mai bună.
Și atunci, Wilshay, vei ști cum e să pierzi totul! Ani întregi am studiat, am analizat, am testat și retestat. Știam tot ce se poate ști despre slagi, în afară de modul cum se mi fac loiali. Și atunci am descoperit ceva interesant. În textele străvechi se vorbea despre forțele primare care i-au creat pe slagi, despre bine și rău și despre forțele întunecate de sub noi care așteaptă să fie dezlănțuite. Și atunci l-am găsit. Izvorul vârcolacilor, apa întunecată. Dar aveam nevoie de mai mult decât un fir de apă. De mult mai multă. Am început o serie de experimente cu apă întunecată. Prin metoda încercare și eroare am știut că am găsit ceva nemaivăzut. Și apoi s-a întâmplat. S-a deschis un portal spre peșterile adânci în care am fost atras. Efectele acelei călătorii au lăsat urme pe trupul meu. Dar a meritat. Ai ceva ce-mi trebuie. Armata Darkbane mi-a asigurat apa întunecată și în schimb am fost de acord să-i permit unuia să se deghizeze și să se întoarcă cu mine. Știi cât de periculoasă e apa întunecată și armata Darkbane? I-am întâlnit! Vor să cucerească Slagterra și apoi... Or fi ei puternici, dar sunt înapoiat și naivi. Vor fi de acord cu orice dacă îi amăgești cu evadarea. Te joacă pe degete, Black. Vom vedea. Odată adusă apa întunecată, era o chestiune de încercare și eroare. Succesul era al meu. Primul meu subiect de testare e evident. Ha? Ce ai pățit? Parcă ai fi o fantomă. Mă mir că spui asta. E un slag? Black, ce i-ai făcut? L-am reparat. L-am îmbunătățit. Destul de bun pentru a te învinge. O putere inimaginabilă. Corupți slagii? Ai putea distruge toată Slagterra. Black, încetează! Black! Black! A durat puțin până am perfecționat vârcolacii. Iar restul e istorie. Da! Nu! Ce s-a întâmplat cu tata? Ești singurul care știe unde s-a dus. Ai o minte bolnavă, știi? Îmi spui totul, totul în afară de singurul lucru pe care vreau să-l știu. Ce-ar fi dacă mi-ai povesti și tu câte ceva, hm? Familia Shane are câteva secrete. Așa numita lume în flăcări de pildă? Las-o baltă. Secretele Shane vor rămâne secrete. Păcat. Ăsta a fost ultimul, cetățeni. Eli, s-a terminat. Regret să-ți dau vestea asta, dar planul la cheilor tăi a dat greș. Au intenții bune, dar situația necesită o abordare oarecum diferită. Și un singur asociat de-al meu e pregătit pentru asta. Ce tot face acolo? E timpul! După cum se vede, aștept niște asociați noi, care se pare că sosesc acum. Abia am început să-mi dezlănțui puterea asupra Slagterrei. Familia Shane nu va mai exista. Slagterra va fi a mea și nu vei putea face nimic ca să împiedici asta. Nu! Mi-a făcut plăcere să discutăm. Ah!
cum a funcționat portalul Terra, dar avem noroc că numai 4 Darkbane au intrat. Și cu tot cu Nacho sunt 5 în Slag Terra. Trebuie să avem grijă ca Black să nu mai încerce asta. Le-ai ținut piept oamenilor lui. Îmi pare rău doar că l-am lăsat să fugă. Nu-i vina ta, Ellie. O să pornim iar pe urmele lui Dr. Black. O să găsim o altă cale. Nu. Dr. Black nu-i omul care să stea în spatele gratiilor. O să-și întâlnească soarta în alt mod. Deocamdată avem o luptă mai importantă de dus. Avem nevoie de tot ajutorul din lume. Trebuie să ne pregătim și să dăm de veste. Așadar, ce mai așteptăm? Pentru victorie! Da! Au dublat în limba română Paul Zurbău, Sebastian Lupu, Sorin Ionescu, Alexandru Rusu, Anca Sigmirean, Petre Ghimbășan, Răzvan Vicoveanu. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Ion Ruscuț și Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.